Cred în Dumnezeu, țin posturile, dar vă rog să-mi răspundeți la următoarea întrebare. Da. Care va fi menirea noastră în rai? Ce vom face noi acolo, în afară de a-L sluji pe Dumnezeu? Înțeleg că după judecata de apoi va fi un cer nou și pământ nou și știu că Dumnezeu vrea să ne aducă la perfecțiune, dar după aia, unde vrea să ajungă cu noi? Imediat. E foarte faină întrebare. Iosif Vreniu ne răspunde. Ce ni se spune despre frumusețile raiului? Mai întâi, că este veșnic bucurie. I-aș spune, nu știu dacă e doamnă sau domn, dar aș Cred pleca că e de la un un domn. universal. Că avem și oameni în rai, adică avem în împărăția lui Dumnezeu, nu sunt mărite, sunt ca îngeri. Dar să presupunem că avem femei care ajung în rai și bărbați care ajung în rai. Mai întâi de toate avem prima dovadă. Ne întâlnim cu toate rudenile noastre care nu le-am știut niciodată și le știm ca și cum le-am fi văzut de când lumea, pentru că avem înțelepciunea adamică. Deci gândiți-vă că veți vorbi cu cel de-al 20-lea, 30-lea strămoș, care nici n-a știut cine e vreodată și vorbiți cu el ca și cum v-ați văzut ieri. Asta este comprimarea înțelepciunii dumnezeiești în mintea adamică. Odată. Deci iată o preocupare. Doi. Acolo stăm fiecare în rândul cetei sale. Este atâta slavă și bucurie negrăită, încât spune că omul se umple de atâta bucurie că el este într-un zbor spre nemărginita lumină necreată, purerea viitoare a Dumnezeirii. Fiecare vrea să ajungă cât mai sus. Și spune Dionisie Areopagitul cu Părintele Stăniloae. Și sufletul zboară în acea lumină și zboară, 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 zboară și se bucură. Zboară și se bucură. Și el crede că e undeva unde nimeni n-a ajuns ca el și tinde să mai ducă mai sus, dar el de fapt este în același loc unde a și fost rânduit, în rândul treptei sale. Și ca să înțeleagă expresia ce o spun respectivul care a pus întrebarea, doamnă sau domn, vă spun aceasta. Ați fost vreodată într-o bucurie, hai să spun, ca fată când ți-ai convins tenerul să-ți dea inelul și să stabiliți data nunții. Eu consider că ai la fetei ziua cea mai fericită a lor, indiferent că s-au îmbrățișat sau s-au pupat, s-au iubit, treaba lor, asta ține de biologic. Eu mă refer la clipa Emoția respectivă. în care nenea se pune în genunchi și spune: vrei să fii soția mea? Și ea nebunește de bucurie, nu mai știi să facă, sună prietenii, pune acolo gagement, m-am măritat, la, vede toată lumea, primește like-uri, flori, bucurie. Ei, înmulțiți bucuria aia cu infinit, când te vezi în slava lui Dumnezeu, după ce ai văzut 30 de zile muncile iadului și vezi de ce ai scăpat dacă n-ai fi fost credincios. Asta e una din taine. Deci negrăita bucurie, așa se și numește. Asta se numește raiul desfătării. Apoi urmează o treaptă mai înaltă care vine abia când sună Apocalipsa. Slava lui Dumnezeu, despre care spune Pavel, așa pururea cu Domnul vom fi. Ce înseamnă aceasta? Ați văzut vreodată nasturii strălucitori sau epoleții sau gradele pe un mare demnitar de stat, pe un general, pe un ceva, un comandor din ăsta mare? Toată lumea se uită și spune: Domnule, dar ce grade frumoase, dar ce insignii, dar ce haine, dar ce ținută. Și lumea se minunează din frumusețea acestei haine. I-ați văzut vreodată pe nasturi sau pe haină să se bucure că stă pe generalul respectiv? Nu. Deci aia e starea lor valorică. În semnele lor, cine vede steaua aia știe că e de general. Cine vede nasturul ăla știe că e de veston de general. Cine vede insigna respectivă știe că aia e de mareșal. Așa și în slava lui Dumnezeu. Că ești în ceata îngerilor. Îngerii. În cele nouă cete, spune Dionisie Areopagitul. Atât de frumos trece informația dumnezească de la tron spre ultima ceată, încât toate cetele o primesc la fel, cu nimic nu se alterează de la ceata nouă spre ceata cea de jos a întâia. Nu. Informația și dragostea și iubirea dumnezească e la fel. Toți trăiesc penal. Ca mama care are cinci copii și când vine la servici, scoate din buzunar el cinci ciocolate toate la fel și dă și celui mare și celui mic și celui mijlociu și celui de-a treilea și de-a patrulea și de-a cincilea. Nu spune tu ia jumătate că ești mai mare. Le dă la toți egal. Așa vine bucuria dumnezească. Ei, același lucru este și în ceata cuvioșilor, și în ceata martirilor, și în ceata sfinților, și a cuvioaselor, și a mucenicilor, și a mărturisitorilor, și a ierarhilor.
Dacă vă aduceți aminte, și o să o vedeți la trei erari când va fi sărbătoarea, că oamenii pe pământ se împărțiseră în cele trei. Unii erau ioanitenii care țineau cu Ioan Gurdeaur, unii erau grigoritenii care țineau cu Grigori, unii erau vasilienii care țineau cu Vasile. Și se arată Dumnezeului Ioan Episcopul Vaitilor și spune așa, băi, fă o sărbătoare și pune pe toți trei, că lumea asta s-a stricat de cap. Înaintea Sfintei Trei, toți sunt una și se arată într-o vedenie cum și Vasile, și Grigore, și Ioan stau și slujesc ca arherei în fața Sfintei Trei în deosebită slavă și strălucire. Și atunci s-a făcut această sărbătoare ca să arate că Dumnezeu totul e una. Deci acolo n-ai cum să te plictisești. Trebuie să-i spun Doamnei să nu-și ia telefon cu Facebook, să nu-și ia de croșetat, să nu-și ia de citit, să nu-și ia de împletit, să n-aștepte că o să aibă vreo vecină cu care să stea de vorbă ce fac ceilalți. Acolo nu-i durere, nu-i întristare, nu-i suspin, ci fericire și bucurie fără de sfârșit. Alt mesaj, am săvârșit păcate grele și doresc să le mărturisesc din inimă. Ce mă sfătuiți referitor la mântuire? Să le scrieți frumos pe o hârtie, dacă sunteți de prin Iași, puteți merge și la parohie, dacă vreți veniți la noi când vreți. Le-am citit, le-am dezlegat, citiți de două ori pe zi canonul de pocăință, seara și dimineața. Învățați-vă să faceți un paraclis la Maica Domnului ca să o aveți mijlocitoare când va fi întâlnirea cu Hristos. Învățați-vă să faceți o milostenie cât de mică, învățați să luați anaforă și aghiazmă, să mergeți la Sfânta Liturghie obligatoriu permanent, după ce ieșiți din rânduiala canonică, se socot niște timpi acolo, nu se dă aiurea, nu e ceva de moară, nemai întâlnit, să începeți să vă împărtășiți și să arătați o viață nouă în Hristos care să vă aducă pacea și bucuria în suflet. Nu-i greu. Orice păcat poate fi cu vederea? Numai cere împotriva Duhului Sfânt. Când ai schimbat credința, când ai negat pe Dumnezeu și când faci păcate împotriva evidenței. Deci eu știu că trebuie să-i fac cuiva rău și îl atrag în capcane până îl distrug. Acela nu se iartă. Cu ce ar trebui să rămână cei care n-au urmărit azi? Cu următorul lucru. Că atât nașterea ca praznic împărătesc, că atât tăierea împrejur ca praznic împărătesc, că atât boboteaza ca praznic împărătesc, toate au treabă cu Domnul Iisus Hristos, dar în diferite moduri, în diferite ipostaze divine și dogmatice revelate și în diferite sensuri nouă oamenilor pe pământ. Noi nu putem spune, folosesc un termen urât, apa curată este ca apa din baltă sau că pământul uscat și secetos este ca pământul verde și mănos. Și aici învățătura Scripturii. Cine vrea să știe toată taina nașterii, să citească că avem mult material teologic, cine vrea să știe toată taina întăierii împrejur, să ia Scriptura Vechi Testament, să caute Cartea Ieșirii și Afacerii și să citească acolo atent totul, și cine vrea să știe taina bobotezei, să intre adică în taina restaurării în Hristos, prin botez și prin credință, prin apă și prin Duh, și așa putem fi, cum spune Apostolul Pavel, pururea cu Domnul și să moștenim împărăția Dumnezeu. Un alt mesaj care mi-a tras atenția, în afara Bisericii Ortodoxe nu există mântuire. Nu folosim acest termen. Ciprian de Cartagina spune categoric, afară de biserică nu există mântuire, dar se referă la condiția finală parusiacă. În momentul în care noi vorbim la această emisiune, porțile bisericii sunt deschise, oricărui suflet vrea să-L găsească pe Hristos și biserica nu condamnă pe cei ce n-au găsit încă calea, pe cei ce o caută, pe cei ce n-au găsit-o cum trebuie, pe cei care s-au rătăcit sau pe cei care încă rătăcesc. Biserica îi așteaptă pe toți prin glasul lui Hristos. Eu vreau ca toți să fie una. Eu vreau ca toți să se mântuiască. Eu vreau ca pe câți mi-a dat Tatăl să nu pierd pe niciunul. Eu vreau ca pe toți să-i mântuiesc afară de fiul pierzării. Se referă la Iuda. Și spune Mântuitorul Iisus Hristos, căutați împărăția lui Dumnezeu, dreptatea lui, nu a noastră, și celelalte se vor adăuga vouă. Iar Pavel ne strigă de undeva din glasul veacurilor. S-a împărțit biserica? Este a lui Apollo? Este a lui Echefa? Este a lui Petru? Este a lui Pavel? Nu! Hristos e tot întru toate. Să căutăm calea, adevărul și viața. Să nu ne preocupe cine e afară de biserică. Să ne preocupe cum să-i aducem pe toți în Hristos și la biserică. Dar, cum spune Apostolul Pavel, cu timp, fără timp și cu Duhul blândeții. Catalogând,
a spune tu că ăla nu se mântuiește, e o judecată și îți semnezi tu singur sentința, a spune că ăla merge în iad, e o judecată și îți semnezi tu sentința, a spune, Doamne, ajută-i pe toți să vină la adevăr și să mântuiască, aceasta e calea și acesta e echilibru și aceasta e voința lui Hristos.